Și prima zi de Miami, deja se simte vibe-ul de Miami. Multă muzică spaniolă, acum doar ce am mâncat, acum o oră. Este ora 3:30 ziua. Zi cum e treia? La vida loca. La vida loca. Mergem să cumpărăm ceva, niște haine, niște cămăși de Miami adevărate. De-alea ca Tommy Vercetti în GTA. Exact, pe care mergem să facem niște poze, mergem la plajă. Iar seara băgăm un club adevărat. Țin minte când aveam vreo 11-12 ani, jucam GTA Vice City și nu mă gândeam că vreodată o să ajung fix în orașul unde se petrece acțiunea. Ia uitați plaja, plaja aia fix de unde începea misiunea aia în Vice City. Palmier, tot ce trebuie, am și mustața de anii 80. L-avem și pe Tommy Vercetti aici cu noi și a cumpărat cămașa asta dinainte să vină aici de pe Amazon, de pe ce te cumpăram? eBay. De pe eBay, ia uitați-vă cum arată. E din film, ce să faci? Bă, avem și niște probleme, am înțeles că pe aici, pe plaje, sunt scorpioni, mâncați scorpioni. Deci trebuie să avem grijă de pe aici, pe nisip. În rest, e cald, e mult mai cald decât în New York. În New York erau 10 grade când am plecat, aici sunt vreo 27. Zine, bă, Pablo, ochelarii lui de $300. Eu m-am săturat, adică în New York eu am luat, hai mergem încolo, mergem încolo, mergem încolo. Acum vreau să stau, nu mai vreau nimic, gata, m-am săturat. Vrea să se relaxeze aici Miami, bă, adevărul e că e oraș în care să te relaxezi. Nu pare oraș american, pare oraș din America de Sud. Are sens ce am zis, nu? America Latină, da. Un lucru care mi se pare tare rău e că oamenii ăștia aici au săli în aer liber, adică, ia uitați, acolo sunt oameni care pur și simplu au venit să facă mișcare în aer liber, chiar lângă plajă. Și au tot felul de aparte, la fel ca în orice sală, și ăsta este un prilej foarte bun de a face sport și de a te relaxa în același timp. Gata, am făcut și niște cumpărături, acum mergem să facem o poză frumoasă, după care ne vedem de la plajă. Suntem în Miami, stăm 3 zile aici și uitați-vă om. Stă în pat în loc să se distreze în Miami. În Miami stă în pat în loc să se distreze. Tommy Vercetti și fratele său, am terminat de făcut și poza, a ieșit aproape identică ca artwork-ul pe care l-am găsit pe internet, doar că n-am găsit un pistol. Ce-i drept, e mai ușor să găsești un pistol adevărat aici decât de jucărie. Acum mergem la hotel Avalon, este fix aici, uitați-vă, e și mașina din joc fix acolo. Mergem să-i fac și lui Daniel o poză, pentru că merită, el a fost fotograful meu. Dacă vreți să vedeți ce poză ne-a ieșit, intrați pe Instagram-ul meu, EDvIce se numește, aveți link-ul în descriere. Și dacă vă plac pozele de acolo și poate găsiți niște inspirație, puteți să-mi dați și un follow. Și am ieșit și la o plimbărică pe aici, prin Miami. Foarte multe lumini colorate, hello! Foarte multe lumini colorate, foarte mulți oameni din toate colțurile lumii pe aici. Astă seară pe relaxare, pur și simplu o să mergem pe aici prin Miami să vedem care e treaba. Mâine o să facem ceva foarte interesant. Ce facem, bă, băieți, mâine? Mergem la mormântul lui Tentacion, frate. Mâine mergem la mormântul lui Tentacion. Eu sunt fericit, mergem la mormântul lui Tentacion. The goat. Da, omul săracu a murit. Am închiriat o mașină, ce mașină? Tesla, nu? Un Tesla 3 2021. E la vreo o oră din locul în care suntem noi cazați. Așadar, mâine ne vedem din mașină, din drum către mormântul lui Tentacion. Ziua a doua de Miami, suntem aici să închiriem o mașină. Ia uitați-vă la bestia aia din spate. Am închiriat o Tesla ca să ne plimbăm cu caroselul, că știți cum e accelerația la Tesla. Și mai ales că nu consumă nici benzină, deci e și mai ieftin. Avem o zi întreagă de plimbare cu mașina. Gata, e pe mâinile noastre acum. Da, uitați-vă aici ce interior are. Hai, domnul șofer. Haide, domnișoara. Tu primul. Intră, te rog. Uitați-vă ce mâner are. Și am plecat așa ușor. Încercăm să ne orientăm pe aici prin Miami. E puțin mai greu, mai ales că e prima dată când conduce asta pe aici prin America. Eu am mai condus. Fii atent la drum, lasă-mă pe mine că eu fac vlog aici, da? Acum mergem la mormul la Tentacion. Sper să ne ajungem și noi cu el pe acolo. Bă, nu face mișcări de ăștia, nebunule. Am ajuns și în cimitir, arată ca un parc. Hai să-l găsim pe Nena Tentacion pe aici. Cum a fost plimbarea cu Tesla? Mi-a fost frică că ăsta vede care limită 60-75. Puțin cam riscant plimbarea cu Tesla, dar până la urmă Deși cu greu s-a descurcat bine fraierul ăsta. Acum mergem să căutăm mormântul lui Tentacion, deși multă baftă trebuie să ne urați pentru că e cam mare cimitirul ăsta, deși ia uitați-vă, pare un parc. Am găsit și mormântul lui Tentacion, este în spatele meu. Te gândești că în 2018 când am murit vindeam sticăre cu el prin liceu și acum sunt la mormântul lui. The Goat. Da, i-am făcut o comemorare aici. Bine, mai vin fani să facă poze. După 4 ani încă să vină fani. Asta înseamnă să fii. Asta înseamnă să treci viața cum trebuie. Și am trecut eu la volan. Să-l arăt cum se face. Avem cartelă, n-avem cheie. Cu asta pornește mașina. Bam, gata. Acum mergem înapoi la hotel și ne plimbăm prin centru puțin cu mașina. Ne facem un 0,60. Nu facem, că avem nevoie de permis și în România când ne întoarcem. Câți cai are, mă știți? 281 de cai. Are cuplu instant, adică când e dat se duce. Hai, ne vedem din Miami, din centru de acolo. Vamos! Gata, am lăsat mașinuța aici în parcare să se încarce pentru 45 de minute. Mergem puțin acasă să mâncăm ceva, după care mergem în centrul orașului Miami ca să facem un clip video pentru trapperul nostru, Dragoș Diablo, care scoate piesa acum. O să vă pun pe fundal un sample ca să ascultați și voi cum se aude. Dacă vă place, nu uitați să-i dați și voi subscribe acolo, aveți linkul în descriere. Mergem acasă și ne vedem din centrul Miami-ului. Am ajuns și în centrul Miami-ului, s-a filmat mare clip aici ala Marius Moga și Smiley. Acum mergem puțin prin parc pe aici să ne plimbăm, sunt o grămadă de clădiri luminate pe aici prin Miami. După care mergem, unde credeți, în club. Hai, vă pup! Club LIV, cel mai șmecher club din Miami, ca să se știe. Am ajuns și în a treia zi de Miami, ultima zi de stat aici, a doua zi după club. Așa cum v-am spus, aseară am fost în club și pot să spun că mi s-a întâmplat ceva interesant. Am fost la cel mai mișto club din lume, sau unul dintre cele mai mișto cluburi din lume. Se numește LIV Club, de aici din Miami. Și sincer mă așteptam să mă distrez. E Miami, e un oraș foarte mișto, foarte șmecher și mă așteptam să mă distrez împreună cu prietenii mei. Ei bine, nu s-a întâmplat asta. De ce? Pentru că am simțit că acolo nu e locul meu. Deși totul arăta foarte frumos, erau lumini colorate, locul arăta foarte bine, atmosfera de acolo nu mă reprezenta, nu mă regăseam acolo. Adică, din punctul meu de vedere, era un dezmăț, era o destrăbălare. Foarte multe fete veneau îmbrăcate foarte sumar, cu totul la vedere. Băieții se îmbătau, consumau foarte mult alcool. Era foarte multă îmbulzeală acolo, foarte multă gălăgie. Și bineînțeles, când te duci la club, te duci să și agăți ceva, doar că acolo toată lumea agăța pe toată lumea. Era la modul ăla. Și eu nu m-am regăsit într-un astfel de mediu. Acum, nu spun că nu te poți distra într-un loc ca ăsta, doar că din experiența mea nu m-am simțit de foarte multe ori bine într-un club. Au fost foarte puține cazuri în care, da, pot să zic că m-am distrat și am avut un timp plăcut acolo. Nu cred că este un loc care scoate ce e mai bun din tine. Nu cred că este un mediu în care poți să fii la valoarea ta adevărată. Este un loc al plăcerii, este un loc al impulsurilor. Este un loc în care îți pierzi controlul. Iar eu nu vreau să devin un om care își pierde controlul des. Vreau să acționez bazându-mă pe sens, pe valorile mele, nu bazându-mă pe impulsul de moment. Iar punându-te într-un mediu ca un club, îți cresc șansele să devii mai impulsiv și să acționezi pe moment, sub influența, bineînțeles, a diferitelor substanțe, alcool, Doamne ferește, droguri. Deci ceea ce vreau să spun este că mediul te influențează și cu cât te afli mai mult într-un mediu, cu atât vei deveni parte din mediul respectiv. Vei fi integrat în acel mediu, iar eu nu vreau să devin parte din mediul ăla. Și altceva, cred că nu ar trebui să te pui în ipostaze care îți măresc șansele de a face ceva ce vei regreta în viitor. Clubul nu e pentru mine. Bun, peste 2 ore plecăm către Los Angeles. Abia aștept să ajung acolo, vreau să merg și la mormântul, sau mă rog, locul în care este înmormântat Michael Jackson, unul dintre idolii mei și artistul meu preferat din toate timpurile. Deci da, sunt entuziasmat să mergem și în LA. Peste 2 ore avem zborul. Și am ajuns la aeroport în Miami, am rămas doar cu Danel aici de față. Ceilalți au rămas în Miami pentru încă o zi sau două. Noi o să mergem acum la Los Angeles, ultimul oraș din aventura noastră americană. Am uitat să filmez ceremonia de rămas bun de acolo, de la cazare, dar nu-i problemă că ne vedem cu ei peste 3 zile în România. Ăsta este finalul vlogului din Miami. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, să lăsați un comentariu cu părerile voastre despre vloguri din America și bineînțeles să-mi dați un follow pe Instagram la EDvIce. Ne vedem din LA. Pune eu reușită, nu rateu. Goodbye. Pa, pa. Prea mult că se pune, for getting in a trap. Stay hang on the floor, I'm getting